Biblioteca Județeană Ovidens Sușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în cadrul celei de-a 23-a ediție a Salonului Hunedorean al Cărții o întâlnire cu profesorul universitar dr. Vasile Pușcaș, reputat istoric, expert în relații internaționale, diplomat, fost negociator șef al României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vasile Pușcaș a lansat ieri la Deva trei dintre multiplele sale volume menite să ne ajute să înțelegem, prin prisma istoriei, perspectivele pe care România le are ca membră în structurile europene. Ajuns la cea de-a 23-a ediție, Salonul Hunedorean al Cărții, prin programul complex și numărul de edituri participante, a devenit un brand la nivel național, dovadă fiind și personalitățile din multiple domenii ce dau curs invitației de a-și lansa la Deva propriile scrieri sau de a susține prelegeri în fața publicului hunedorean avid de cunoaștere. Ieri, profesorul universitar dr. Vasile Pușcaș a deschis seria lansărilor de carte în cadrul salonului. Cele trei cărți pe care le-am prezentat în această seară pun în lumină profilul cărturarului patriot, care este profesorul Vasile Pușcaș. Ne dezvăluie o parte din tot ceea ce a făcut de-a lungul deceniilor pentru ca România să-și ocupe binemeritatul loc în concertul popoarelor europene. Cei care vor citi aceste cărți vor trebui să o facă cu atenție și cu respectul față de Vasile Pușcaș, care a fost întotdeauna călăuzit de un patriotism adevărat, profund și neostentativ, un patriotism născut din moștenirea strămoșilor, dar care este ancorat în realitățile secolului 21, când, așa cum spunea autorul, istoria recentă a năvălit peste noi. Îi mulțumesc domnului profesor pentru că, iată, este pentru a doua oară în județul nostru, aici la Deva. Prezent cu trei cărți apărute la prestigioasa editură Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, Istoria din cotidian, Românii în Uniunea Europeană și România și lumea în schimbare, Vasile Pușcaș și-a prezentat în fața unui public numeros opiniile, îndemnându-ne în același timp să dezlușim prin intermediul cărților perspectivele pe care România le are ca membră în structurile europene. Pe care le lansați astăzi la Deva, se adresează unui public țintă sau este accesibilă lectura? Nu, este accesibil de data aceasta prin aceste trei volume. Nu mă adresez doar istoricilor, nu mă adresez comunității istoriografice, mă adresez publicului, pentru că pe colegii mei istorici îi întâlnesc în conferințe, în seminarii, dar părerea mea, concepția mea este că istoria este un bun nu doar doctrinar, nu doar ideologic, ci este un bun al nației, atât din punct de vedere al identității, dar și din punctul de vedere al construcției unei perspective de evoluție, de dezvoltare. De fapt, gândul meu a fost, și dacă o să răsfoiți volumele, gândul meu a fost către viitor. Deci, așa cum vă spuneam, vin dinspre istorie, trec repede prin prezent ca să ajut cumva o dezvoltare a viitorului. La finalul întâlnirii, Biblioteca Județeană Ovidens Sușanu Hunedoara Deva i-a oferit autorului o diplomă de excelență pentru excepționalele contribuții în domeniul diplomației, politicii și științei puse în slujba țării. În semn de respect pentru întreaga activitate diplomatică, politică și universitară, Biblioteca Județeană vă conferă astăzi o diplomă de excelență. Diploma de excelență se acordă domnului profesor universitar, doctor, membru corespondent al Academiei Române Vasile Pușcaș, pentru excepționalele contribuții în domeniul diplomației, politicii și științei puse în slujba țării. 15 octombrie 2024. E sigur o diplomă. Este sigur o diplomă și o mentire de pe melacul de Hunedoare. Nu-i pălincă. Pălincă de la Bihor. Astăzi au avut loc alte întâlniri cu personalități care au dat curs invitației Bibliotecii Județene de a se întâlni cu publicul hunedorean. Salonul Hunedorean al Cărții își închide porțile vineri, 18 octombrie. Tot vineri, iubitorii de carte și de cunoaștere se pot întâlni cu Radu Țincu, șeful secției de toxicologie de la Spitalul Floreasca din București.